Și aici e o istorie întreagă. Nici nu știam eu din noțiunea de parc național. În 96, fiind președinte, primar eram. Bolsilva tăie pe un cap, tăie pădurile de prin părțile noastre, tăieu pădurile seculare, tăie niște fraze în sute să vinde la parchet. După hotare, unde de ce, mii de hectare, vânatul, așa, dar aici bogăție, fauna foarte bogată, în ce este. Vânatul era deschis, asociația vânătorilor aici tot era. Am scris o scrisoare adresa lui Sanghele și era președinte el a Sovietul Ministrilor. Că uite, se taie tătea astea și am scris despre soarta ministrului Chior. Să iei un statut, să dă, că el se uscase, el nu avea apă de piele, era complet uscat, biotica l-a umplut cu apă. Și îmi vine un răspuns de în guvern că ideea e bună, de departamentul special era, ideea e bună, am să punem încolo, să-i dăm o zonă de o conservare a aici. Pe urmă, luat-o biotica la control întrebarea asta, dar am scris în Organizația Națiunilor Unite, în Fondul Ecologic Global, despre problema asta, a venit de la Fondul Ecologic Global o persoană, s-a interesat de ce eu mă deranjez de astea. Am dus-o pe lunga Nistru, când au văzut el toate astea, până la furcar, și îmi spune că da, aveți o bogăție enormă. Și atunci biotica iese cu inițiativă că nu rezervați, să păstrăm numai flora și fauna, natura, biodiversitatea în zona Nistrului, Talmazei. Hai să o luăm până la Palanca, până se pitete zona asta, iată cât se vede aici până încolo. Și a apărut ideea să o facem parc național. Te-a luat în România, 14 parcuri naționale și 16 parcuri naturale. Pentru ce le-a luat sub protejarea statului? Finlandia, o țară care are 11 parcuri naționale. Eu personal am fost în Polonia pe tema parcurilor naționale și am văzut acolo. Dar păi câte parcuri are? M-am dus în Gruzia, la gruzini și am văzut lucrul ăsta. Și Șevârnadze a făcut, finanțată Germania. Și acolo mintea a avut că au contopit interesele parcul național cu interesele celor care așa cum la noi Moldova au ministerul cu pădurile, că au contopit în unicul. Și cardoanele unde a pădurarilor de acolo au făcut zone de odihnă, cantone acolo. Și când ne-am dus Bielorusia, Armenia, Gruzia, 6 țări ne-am dus noi acolo pe 2 săptămâni. Și acolo ne spune cine vrea să odihnească, poftim, duceți la cantonul Cutare. Voi la Cutare, când seara ne-am întâlnit acolo, ne-am dus la pădurar. Pădurarul ne-a spus, dacă vreți să vă odihniți azi, călărie, poftim, iată, caie, $20, așa, pe atâtea ceasuri, poftim. Dacă la altul, dacă vrei cu mașină sau vrei să odihnești acolo, dacă vrei o masă bogată, poftim, plătește acolo, iată, încolo. Au găsit interes de la noi. Avantajele fie și că, în primul rând, se îmbogățește restaurarea naturii. Restaurarea naturii. Ia ca Nistru ăsta, deși îi spune un Nistru Chior, el s-a uscat. El trebuie și cu apă. Dar aici era o bogăție de pești, diferite specii. Dar când s-a uscat, aici erau lebede, aici erau pelicane, aici erau de tot ce e apa, toată lumea este, de el dispăruse. A mult l-a umplut albiotica, l-a umplut cu apă. Iată ei autorii, proiectul cu agenția austriacă l-a umplut. Iată aia, s-ar întoarce, deși păsările, toate călătoare de pe țărmul african, zboară pe deasupra Moldovei se duc în Polonia. Eu când am văzut parcurile astea în Polonia și când am văzut atâtea lebede, atâtea filiva, am zis, Doamne, aici e lumea cocostârșilor și lebedilor. E tot ca aici, erau și la noi lebede, le-au împușcat. Thank you.
în Parcul Național trebuie să faci zona turistică, căile turistice, toate zone de odihnă, zone de recreație, o programă enorm de mare, 60 de milioane astea sunt puține. Trebuie și centru științific, iată e zonele astea, grădina domnească sau rezervația Codri, e dus, am văzut acolo centru, Molțiv are centru științific, Academia de Științe, este așa și aici, trebuie să fie un centru științific, Academia de Științe, lucreze să avanțe aici, în Parcul Național, dacă după aprecierile Academiei de Științe, bogăția faunei care se întâmplă, întrece orice zonă, și grădina domnească, și prutul de jos, și toate.